o ambivalență fondatoare a cărții lui Lucian Boia. Și una este dată, evident, de cercetarea acestui eveniment capital pentru nu doar istoria României, ci pentru istoria întregii Europe. Iar celălalt, care este cu mult mai subtil și se reflectă, de fapt, sau reflectă mai precis prima abordare, ține de o lectură a istoriei. Din perspectiva mea, tocmai această lectură a istoriei individualizează demersul Lucian Boia și îl propune ca pe unul de pionierat, aș zice, pentru istoriografia românească. Și aici aș preciza trei aspecte, trei dimensiuni pe care le văd pertinente pentru această relectură a unui fapt istoric decisiv, primul război mondial. Primul aș introduce printr-o afirmație a lui Michel de Certeau din Prendre la Parole, care spune că un eveniment nu este ceea ce putem vedea sau putem ști despre el, ci ceea ce el devine. Ei bine, întrebarea pe care noi putem pune este ce devine, și pe care în mod cert Lucian Boia și-o pune, ce devine primul război mondial, iată, la 100 de ani de la începutul său, pe 28, începutul prin asasinatul de la Sarajevo pe 28 iunie 1914, războiul a început la circa o lună după acest eveniment declanșator. Și aici, în această chestiune a devenirii, sunt, din punctul meu de vedere, trei aspecte care merită discutate și care, într-un mod subtil, sunt atinse, se duc tangente inteligente la fiecare din aceste dimensiuni. Una dintre aceste dimensiuni ține de consecințele pe care acest război l-a avut asupra istoriei mondiale, europene și, evident, a istoriei României. Și deja domnul Gabriel Liceanu a făcut o afirmație extrem de pertinentă, spunând că, într-adevăr, istoria, așa cum arată istoria modernă, istoria secolului 20, este modelată de acest eveniment. Mă întreb dacă nu este pertinent o afirmație provocatoare, și anume că secolul 20 începe, de fapt, pe 28 iunie 1914. Gândiți-vă, două totalitarisme, nazismul și Holocaustul, care este un fenomen aproape de negândit și care nu seamănă cu nimic din ceea ce a fost anterior. Comunismul ca un sistem malign generalizat nu numai în Rusia, aproape în toată Asia, China, Mongolia, Coreea de Nord, dar Vietnam, Cambodgia, etc., etc., sud-estul Europei, Europa Centrală, Cuba, o parte din țările centrafricane, dacă măsurăm geografic pe hartă această maladie a secolului 20, pe care Vladimir Tismananu ilustra minunat în ultima sa carte ca o prezență a demonilor, a diavolului în istorie, sesizăm pondera pe care acest eveniment de la Sarajevo a avut-o în cele din urmă. Și evident că aceste două totalitarisme, la rândul lor, au consecințe. Putem privi, și Lucian Boia privește și în siajul acestui orizont de posibilitate pe care, de fapt, l-a deschis primul război mondial. Un alt aspect care ține de devenire este cel al interpretărilor, reinterpretărilor, reprezentărilor pe care le avem la nivelul discursului istoriografic asupra acestui eveniment, și nu e câtuși de puțin impertinent să spui că de multe ori istoria se scrie din perspectiva celor care au fost confirmați, al căror viziuni strategice au fost confirmate de istorie. Avem istorii care sunt istorii într-un fel ale învingătorilor, avem istorii ale învinșilor, avem istorii care permanent se modifică și sub impactul unor ideologii. Și aici cred că Lucian Boia este, în demersul său, îndrăznesc să spun, original. Pentru că o altă dimensiune a devenirii este o încercare de a duce o tangentă la ceea ce își numeau istoria intervalului și la ucronie. Nu spun prin asta că Lucian Boia vrea să scrie o istorie alternativă, cum un scriitor își poate permite să scrie o istorie alternativă a secolului 20,
pornind de la primul război mondial. Este pur și simplu deschiderea unui orizont de posibilitate, un mod de a gândi alternativele nu duse până la capăt, nu împlinite, nu ficționare, ci din perspectiva unor le-aș numi puncte de inflexiune, articulații, sinapse, momente cruciale, uneori infinitesimale, unele imponderabile, când soarta evenimentului ca atare a istoriei putea fi schimbată. Putea fi schimbată într-un fel sau altul, însă demersul istoriografic al Lucian Boia se oprește în aceste puncte nevralgice și o serie de interogații le plasează într-o altă lumină decât un acru. O altă modalitate, o altă perspectivă pe care cred că acest demers istoriografic îl trasează, cred eu, vine prin ceea ce Paul Ricoeur în Tempe Russie numește refigurarea. Refigurarea este o împlinire a lecturii însăși. Este propunerea de a citi istoriile nu ca pe structuri narrative inerte, ca pe configurații, ci ca pe sugestii ale unor operațiuni mentale. Nu este vorba propriu-zis de o istorie ca un mind game, dar este vorba de o istorie care se mișcă în chiar aceste puncte de articulație de care pomeneam. Și nu în ultimul rând, cred că Lucian Boia, iarăși lucrul a fost pomenit, se adresează la un mod de a înțelege istoria, sau mai precis de a o falsifica, la ceea ce Lucian Bielescu numește mistificțiuni în literatură, dar există și mistificțiuni istoriografice, și anume la ceea ce Prosper de Baran, în istoria de Duc de Burgoni, numea demnitatea artificială, la dignitatea artificială. Este referat, bineînțeles, la istoriile Franței, nu la istorie în general. Există o demnitate artificială pe care o construim în ceea ce privește istoria mondială, în ceea ce privește istoriile naționale și, slavă Domnului, nu ducem lipsă de demnitate în această privință. Din punctul acesta de vedere, cred că este extrem de pertinent și de evident enervant, între ghilimele, felul în care demistifică și deconstruiește ceea ce am putea numi niște legende comunitare, aduzum delfinii pentru școlari de diverse vârste. Școlarizarea se poate dura o viață. Exact ceea ce, atingând exact ceea ce Horia Roman Patapievici numea vulgata bunului român. Există și o vulgată istoriografică a bunului român, care evident modelează caractere, dar care este departe de adevărul istoric. Restabilirea acestui adevăr istoric este uneori dureros pentru cei care vor să creadă într-o ficțiune mai degrabă decât în realitate. Și aș preciza iarăși o împărțire pe trei chestiuni, o să încerc să fiu scurt, să nu plictisesc. Primul lucru foarte important este această interogație a punctelor de articulație și aici mi se pare că există trei paliere importante. Un palier al acestor coserii de puncte de articulație care ar fi putut conduce la amânarea sau chiar la inexistența acestei conflagrații mondiale. Și e o observație extrem de interesantă între declanșarea, între asasinatul arhiducelui Franz Ferdinand și declanșarea războiului este o circa o lună, cum o numește Lucian Boia, de confuzie diplomatică. În acea lună se întâmplă niște lucruri. Dacă unul ar fi lipsit, cel puțin este lăsată sugestia, senzația că lucrurile s-ar mai fi putut opri. Unul dintre aceste lucruri, pentru a oferi și un exemplu, este faptul că Rusia mobilizează trupele într-un moment în care, într-adevăr, Austro-Ungaria dăduse un ultimatum și făcuse declarațiile de război, dar nu mobilizase trupele. Germania, pentru Germania acesta este primul movens, este faptul hotărător, fapt pentru care atacă imediat Franța, conform unei modalități de a vedea geostrategic evoluția evenimentelor. Dacă ar fi lipsit acest eveniment, poate că lucrurile s-ar fi schimbat. În niciun caz Lucian Boia nu ficționalizează, ne subliniază punctul nevralgic. El există și este extrem de pertinent. O altă serie se adresează la de puncte de inflexiune, privesc chiar soarta războiului. Dacă cei doi aliați, România și Italia, nu ar fi defectat,
Germania, cum știm, a fost la un punct de a câștiga acest război. L-a câștigat în est, a fost la un pas de a-l câștiga în vest, acest pas n-a mai fost făcut. Dacă vreți să reformulăm în termenii paradoxului acest lucru, Germania a fost pe punctul de a câștiga războiul când l-a pierdut, România a pierdut războiul, dar l-a câștigat. Asta este o ironie care depășește, ține de hazard și depășește posibilitatea de a o cuantifica perfect. Și o altă serie ne privește în mod direct. România avea și alte două alternative. Una, să nu-și trădeze aliatul și să rămână alături de Germania. Ar fi putut fi o soluție câștigătoare, am fi câștigat alături de Germania. Ar fi fost posibil dacă germanii n-ar fi dislocat în foarte multe trupe câteva divizii pentru a lupta pe frontul românesc, ar fi avut poate acel răgaz. Și atenție, Germania din primul război mondial nu este Germania Wilhelm al II-lea, nu este Germania proiectului genocidar al lui Hitler, chiar dacă este o Germanie extrem de agresivă. Și sau un alt exemplu pertinent este faptul că Germania n-ar fi putut declanșa, dacă n-ar fi declanșat un război al submarinelor, ar fi amânat poate intrarea SUA în război și astfel ar fi avut poate o șansă să câștige războiul. România ar fi câștigat alături de Germania. Dar cea mai interesantă propunere este cea a neutralității, recunosc care îți dă de gândit. Ce ar fi fost dacă România ar fi rămas neutră? N-ar fi pierdut niciun om, ar fi avut o armată intactă, soarta războiului s-ar poate să fi decis în favoarea ei fără să facă niciun efort. Sunt posibilități, un orizont de posibilitate pe care doar îl chestionează Lucian Boia. Și a doua chestiune este cea care deja a fost pomenită, a reprezentărilor. Și aici este vorba nu de reprezentări istoriografice, ci reprezentările pe care forțele aflate în luptă le au față de inamici, de capacitatea lor geostrategică de a se mobiliza. Aceste, de fapt, iarăși e o propunere extrem, extrem de interesantă, anume că trebuie să privim atent acest război al reprezentărilor strategice, pentru că în cele din urmă el este cel care a contat cel mai mult. Nu ceea ce credem noi că a fost important, ci ceea ce au crezut anumiți decidenți politici la un moment dat, că este important privindu-și adversarul și victorietățile sale primitive. Și ultima chestiune cu care vreau să și închei este aceea că, într-adevăr, cu ea am început, într-adevăr, acest eveniment ne privește mai mult decât am crede și la 100 de ani distanță, pentru că felul în care existăm, modul nostru de viață, stilul de a gândi, este modelat de toate traumele ulterioare a acestui eveniment, care a pornit de la un glonț tras în mod stupid, care ar fi putut să nu declanșeze nimic, dar care a declanșat practic o altă istorie. Trăim poate într-o istorie alternativă pe care nu putem, ne uităm la viitor printr-o oglindă retrovizoare, cum face într-un fel Lucian Boia, la viitorul care ar fi putut fi.